A venit și rândul străzilor care nu au văzut niciodată asfalt să fie reabilitate. Reabilitarea acestora se face în baza unui acord cadru încheiat pe patru ani, pentru care primăria va aloca aproximativ 20 de milioane de euro. Lucrările de asfaltare au început pe primele patru străzi din cele 87 cuprinse în planul de reabilitare, majoritatea fiind situate la periferia orașului. Acestea sunt strada Fermierului, strada Ogorului, strada Porumbului și strada Rășinari, situate în zona de vest a Craiovei. În unele zone au fost deja amenajate trotuarele, iar lucrările de asfaltare se află în plină desfășurare. Aceste străzi vor dobândi în urma reabilitării un aspect plăcut, iar locuitorii din zonele respective se vor bucura de un trafic civilizat. După finalizarea lucrărilor la aceste prime patru străzi, altele din cele 87 își vor aștepta rândul. Lucrările se vor desfășura neîntrerupt atâta timp cât vremea va fi favorabilă.